Transalpina este ținută închisă abuziv. Acuzația este făcută de președintele USR Gorj, Radu Miruță. Deputatul a filmat pe tronsonul închis circulației, unde se vedeau doar câteva fâșii de zăpadă. Miruță consideră că respectiva zonă este cu cea mai multă zăpadă rămasă, restul șoselei fiind mult mai dezăpezită. Și asta natural, deoarece a fost soare și zăpada s-a topit. Transalpina, care în acest moment în continuare este ținută închis abuziv, fără absolut niciun fel de problemă, fără absolut niciun fel de pericol. În spatele meu se mai vede puțină zăpadă pe marginea dinspre versant, zăpadă care să aibă pe margine probabil undeva la 30 de centimetri. Situație care este în continuare tolerată de cei de la conducerea Ministerului Transporturilor, de cei de la CNAIR. Nu este în acest moment absolut niciun motiv pentru care acest drum să fie ținut închis circulației publice. Autoritățile județene spuneau înainte de vacanța de 1 mai că în zona a nins foarte mult și nu se mai poate continua procesul de dezăpezire început de drumari.